Ne oprim la ANPC, instituția la care România ar trebui să depună cerere pentru a se declara falimentari. Paznicul ne face legătura cu o angajată care nu știe să ne dea răspunsuri concrete. Mai degrabă, reporterul Antena 3 e cel care îi dă informații. În legea falimentului, nu în insolvență. Am înțeles că e puțin diferit. Pentru legea falimentului personal e o reeșarunare a datoriilor pe o perioadă de 5 ani. Și știți cumva cam cât durează toată procedura? Deci între un an și 2 ani. Suntem în față la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Aici lucrurile nu sunt foarte clare. Singurele informații primite despre legea falimentului personal au fost durata de soluționare cuprinsă între 1 și 2 ani. Pentru mai multe informații despre această lege, ni s-a spus să consultăm site-ul instituției. Încercăm să sunăm și la numărul de telefon al ANPC pentru a vedea dacă ne putem lămuri. Deci se pare că nu răspunde nimeni. Cum autoritățile nu știu ce să ne spun, am consultat un avocat. Deci sunt foarte multe restricții și, repet, o să fim, indiferent de situație, dacă optăm pentru această procedură, ca un nou născut, fără datorii, fără obligații, o să fim, practic, cu o viață nouă de la zero, dar, bineînțeles, cu niște restricții. Legea falimentului personal este în vigoare din 2018. Cu toate acestea, mulți dintre românii care au solicitat falimentul personal sunt plimbați cu ani prin instanțe, fără nicio soluționare a dosarului. M-am trezit din nou într-un alt joc de ping-pong între a fi dat către o instanță în apropierea locației. Am văzut că instanța a spus nu e de noi, nu de competența noastră și au fost alocați către o altă instanță, într-un alt oraș și într-un alt județ. Acolo același răspuns, nu e de competența noastră, nu știm. Și s-au dat la curtea de apel mai departe. Și de atunci, iată că a mai trecut un an și nimeni nu își asumă, deci nu știu mai departe ce final va avea, ce soluție să găsesc. Legea ar fi bună pentru românii copleșiți acum de ratele care au crescut cu sute de lei, de scumpirile la alimente sau de datoriile acumulate la energie sau gaze. Pentru a beneficia de lege, românii care cer declararea falimentului personal trebuie să depună un întreg dosar la ANPC sau direct la instanța de judecată. El trebuie să conțină, de la contractul de împrumut la bancă, la datorii, cheltuieli personale și dovada locului de muncă, tot ce ai în proprietate, care sunt veniturile lunare sau cât dai pe transportul spre muncă. Apoi poate dura ani până când o instanță ajunge la concluzia că solicitantul nu își poate plăti datoriile și permite eșalonarea lor pe o perioadă de 5 ani. Apoi se face un plan lunar de cheltuieli care va limita tot ce înseamnă achiziția de îmbrăcăminte sau chiar mâncare. Aș analiza toate opțiunile și dacă mi-ar conveni, de ce nu? Da, păi trebuie studiat dacă este... Dacă e singura variantă... Păi de ce ați apelat la ea? Probabil și din cauza că ne permițându-mi sau ceva anume. Instituțiile statului nu au informații clare cu privire la câți români au beneficiat de legea falimentului personal.